Deci avem aproximativ 7 proiecte, 5 pe fonduri europene și 2 proiecte pe fonduri guvernamentale, pe PNDL-2. Deci pe PNDL vreau să vă zic că avem 2 proiecte foarte importante, unul cu reabilitarea sistemului de alimentare cu apă pe satul Răzoarele, comuna Holtina, așa, în care are un termen de implementare 30.03.2022, dar noi îl dăm în folosință cât mai repede. Cred că anul ăsta deja îl terminăm. Am terminat deja instalarea conductei de la rețeaua de alimentare, urmează să punem căminele și, mă rog, el are o valoare de vreo 5 milioane de lei. Mai avem pe PNDL 2 alt proiect cu podețe și reamenajare Valea Groapa Adâncă, îi zicem noi, localnicii. Aici avem în jur de 3 milioane jumate, bani aici nu o să ne ajungă, avem dincolo mai mulți bani, dincoace avem mai puțin. Proiectele au fost făcute prin 2009, cred că l-am făcut pe ăsta cu podețele, care avea o valoare atunci de vreo 2 milioane de lei. Acum am încercat noi să-l reactualizăm, n-am reușit să nu ne-a primit reactualizarea la PNDL, la Ministerul Dezvoltării și o să ne mai trebuiască bani. 200 de beneficiari. Așa. Problema este că mai reabilităm și, nu numai rețeaua, și puțul, îl decolmatăm dacă este necesar și instalația de pompare și bazinul izolăm și, mă rog, deci facem o treabă ca lumea. E vorba de traversarea apei pluviale. Noi suntem plasați pe un versant aici, pe o colină și apa pluvială ne face mari probleme pe drumul județean și, și străzile comunale. Așa. Și ca să nu mai avem probleme cu mâlul care vine de sus, încercăm să facem niște podețe pentru traversarea drumurilor a apei pluviale. Să nu mai influențeze circulația rutieră pe drumul județean în principal care străbate comuna Holtina. Avem proiecte în jur de 5 proiecte pe fonduri europene. Așa avem cu reabilitarea căminului cultural din satul Răzoarele, reabilitarea grădiniței Holtina la Răzoare, am uitat să vă menționez că la Răzoare avem grădință nouă făcută de noi, de Primăria Holtina, prin 2009-2010, așa din fonduri locale, bani din fonduri proprii. Dar ne-am gospodărit cu bani puțini, am încercat și am reușit să facem multe lucruri bune. Căminul cultural la Răzoare valorează în jur de 1.300.000 de lei. Ce-i faceți? Termenul de execuție în jur de 33 de luni. El rămâne doar pereții, o să rămână pereții în picioare că îi facem reabilitare. Altfel ar fi trebuit să-l dărâmăm, dar nu prindeam proiectul pe fonduri europene dacă făceam construcție nouă. Mă rog, așa era prevăzut în axa respectivă. Și o să-i facem chiar și o subzidire la pereții respectiv, pentru că avem pe un loc s-a cam crăpat, s-a cam lăsat așa. După aceea avem proiectul și dotări cămine culturale, tot pe fonduri europene. Avem un centru social pentru bătrâni, tot pe fonduri europene. Avem un centru social, aici costă tot într-o reabilitare a unei clădiri vechi care e într-o stare avansată de degradare, așa și respectivă o sau două săli de sport. Nu spații de locuit, vom avea o cantină socială cu 25 de locuri, parcă, 50 maxim, cred că e, așa și cu cabinete de kinetoterapie, de consultații. Avem în jur de 2.200 de locuitori, de la 5.000 din anii 70. Vă dați seama unde am ajuns. Sau chiar în ultimii, când am venit primar, acum 11 ani, aveam 2.900-3.000 de locuitori. Acum a rămas în jur de 2.200, dacă or mai fi și ăștia grădința, tot pe fonduri europene, să facem și o sală de sport din două clase, practic, ea fiind
grădinița provine dintr-o școală, din fel de clasă de școală generală după vremea noastră, așa, și vrem din două săli să facem o singură sală de sport pentru copiii de la grădiniță, eventual și pentru cei de la școală, dacă vom vedea ce va ieși. Mai avem proiecte, dar nu le-am semnat, avem proiecte în pregătire. Așa, avem de acum, după ce... îmi scapă proiectul cel mai important. Deci, cel mai important proiect, așa, pe care mi-a scăpat, să vi-l spun, este canalizarea menajeră în localitatea Oltina. Canalizarea menajeră care se ridică tot așa la 1 milion de euro. Pentru viitor, v-am spus, în urma proiectelor respective, pe care vi le-am enumerat până acum, am pregătit pentru refacerea tramei stradale, asfaltarea drumurilor locale din Oltina, din localitatea Oltina și satul nou, și Răzoare. Deci localitatea Oltina și Răzoare, unde băgăm apa, după aceea venim și refacem drumurile. În Oltina, după sistemul de canalizare, venim și asfaltăm drumul. Dar am prins totuși unul pentru reabilitarea unui drum comunal de C48, pe o porțiune de aproximativ 4 km și jumătate, drum afectat de inundațiile din 2010. Așa, și l-am prins pe fonduri europene, l-am reabilitat, după aceea o porțiune de vreo 700-800 de metri l-am reabilitat cu bani din bugetul local și ne-a mai rămas în jur de vreo 3 km ca să ieșim cu el la drumul județean. Vreau să vă spun că tot acum, anul ăsta, finalizăm sau este finalizat, mai avem doar să facem niște băncuțe pe acolo și să punem niște gazon, să dăm un alt aspect și un gard de făcut, dar terenul în sine este deja finalizat. Așa, care ne-a costat surprinzător de puțin față de ceea ce s-a făcut în județ, în alte localități. Adică cu 300.000 de lei noi l-am finalizat. Ei, acum încercăm și noi să facem ziua comunei, sau încercăm, am făcut, nu numai că am încercat, am și reușit și am făcut sărbătoarea comunei pe data de 23 aprilie, când este Sfântul Gheorghe. Anul ăsta o excepție, excepția au făcut și popii, religia, că a mutat Sfântul Gheorghe a doua zi din Paște, lucru pe care l-am făcut și noi. Am mutat și noi sărbătoarea comunei a doua zi din Paște. M-ați înțeles? Așa. Și eu zic că a fost o reușită. Așa cum vă spuneam, proiectul respectiv se cheamă dezvoltarea tradițiilor locale și conservarea și dezvoltarea. E, asta am încercat să facem și noi. Eu zic că a fost o reușită. Cu bani puțini, n-am cheltuit prea mulți bani, n-am avut invitații de marcă dintre ăștia cum își doresc unii. Eu știu, dar costă mult. Ori noi, vreau să vă spun că în urma hotărârilor de guvern și majorelor salariale, ne afectează foarte mult bugetul local.